Salvamarii și-au făcut apariția și în sudul litoralului. Pe zona Mangalia Olimp vor fi la datorie aproape 100 de salvatori. Din rândul acestora fac parte și două echipe de scafandri de intervenție. Avem în această zonă de competență baze, una la Mangalia și una la Neptun, baze de salvamar care sunt coordonate de la Jupiter și toată zona de sud a litoralului. Salvamarii îi asigură pe turiștii care vor ajunge în această vară în sudul litoralului că vor fi în siguranță. Au echipamentele, majoritatea obținute din fonduri proprii. Fiecare an noi ne-am dotat, noi avem în jur de 8-9 schijeturi, embarcațiuni, bombarduri rapide. Aceste dotări sunt din fonduri proprii, cu excepția unor 4 embarcațiuni bombarduri care le-am primit din dotarea Consiliului Județean. Am mai primit tot la fel de la Primăria Mangalia foișoarele, timp de 14 foișoare. Totuși, oamenii sunt rugați să nu se aventureze în valurile mării. Miercuri, salvamarii au scos din apă 2 turiști. Nu mai puteau să se întoarcă în larg și bineînțeles că a fost avertizat la început și bine, imediat au intervenit salvamarii din zona Saturn Venus. Oamenii sunt sfătuiți să respecte în permanență indicațiile salvamarilor, mai ales atunci când pe plajă sunt arborate steaguri de avertizare.